Am revenit în direct, oameni buni. Astăzi îl cunoașteți mai bine pe TJ Miles, omul care pleacă la Survivor România, cel mai tare show. Se întâmplă în curând la Pro TV. Ne-a spus așa traseul lui pentru cei care poate acum sunt, au deschis televizoarele mai târziu, știi cum e. A plecat de la Constanța când avea 8 ani, a ajuns cu părinții în Abu Dhabi, ei fiind ingineri. Apoi s-a mutat în Canada, părinții s-au mutat înapoi în Emirate și a rămas cu bunica în Canada. Bunica care din păcate nu mai e, dar care ea te-a făcut să rămâi în continuare ancorat de, legat de România. Yeah. Pentru că cu ea vorbeai românește. Da, vorbeam cu ea românește, trebuia să o ajut să, nu, să-i aduc mâncare, fac analize, medicamente. Dar și gătea? A vrut să-mi gătească, dar știi cum este România, mult ulei. Come on, e mult ulei. Și am zis, like, nu mai pot. Like, nu mai erai obișnuit. Știi care era numele ei? Mișii. Mișii, you know? Și am Mișii, like, nu pot. Like, nu mai găti, gătește singură. Păi ce făcea bunica? O să gătea singură. Eu nu gătea pentru ea. Că ea avea într-un fel, știi? Da, da, nu vreau să-i fac ei, că ea face mult mai bine decât mine, știi? Ok. Și ai făcut școala de business acolo în Canada. Și apoi ai început business-urile, nu? Yeah. Să-ți construiești. Ce ai construit? Care a fost primul business? Primul business? Da. Toți suntem la momentul adevărului. Și oricum ce a fost în Canada, rămâne în Canada. Deci, și ce a fost se prescrie. Îți dai seama că primul business niciodată nu iese cum trebuie. Și pot să spun că am învățat dintr-un business care nu era chiar total legal. Okay? Okay. It's common knowledge. Okay? Este public informația, deci n-am ce să spun. Și după aia când mi-am dat seama că pot să folosesc creierul la chestii bune și ca să ajut oamenii, am intrat într-o afacere de autoservice. Chiar acolo, în Canada. Se cheamă CAR, Canadian Auto Repair, okay, Holdings. Și, un service auto. Un service auto, dar era un fel de umbrelă care, sub umbrela asta, avea niște shops. Right? Mm-mm. Și Jeff Newhouse era, este în continuare CEO-ul și owner-ul de acolo și sunt prieten cu el, tatăl meu și cu el, sunt prieten. Este un prieten de familie aproape, care înainte să aibă afacerea asta, era contabil pentru noi. Și cu experiența mea de viață, ilegală, cu experiența mea de viață legală, școală, am făcut toate, știam, sunt așa, un... Ai trecut prin multe. Am trecut prin multe și cred că e foarte important să treceți prin chestiile astea, cum credeți voi că e bine, dar pentru mine am trecut prin ele repede și m-am învățat multe chestii și acum pot să run o companie, pot să lead oamenii, pot să le arăt, băi, nu e bine să faci așa, că spun eu de ce, uite, am făcut-o eu și nu e bine. Și ei acum se uită la mine în ochi și vede că nu vorbesc minciuni. Poate e bine că am făcut aia eu, m-am sacrificat eu ca să ajut pe alții. Practic, tu ești omul care ai câștigat din experiență. Am câștigat mult. Și ai câștigat pe propria ta piele, știi? Da, ai da. Testat toate lucrurile și ai văzut care e drumul pe care trebuie să mergi. N-am pierdut nicio zi, nicio cutie nicăieri, nu am fost închis nicăieri, am scăpat, avocați buni, tot a fost bine și sunt un recunoscător lui Dumnezeu că am șansa asta să schimb viața oamenilor. Și am schimbat multe vieți. Și spune-mi, și te-ai întors în România de ce? Din cauza că compania asta, care spuneam, CAR, okay, da. Canadian Auto Repair, I'm like Jeff, like, aș vrea să merg în România, vreau să m-am săturat de Canada. M-am săturat, m-am plictisit, nu mai vreau acolo, mai era rece, m-am făcut tot jocul, am făcut tot, m-am plictisit. Și he's like, ok, Miles, ce vrei să faci? Vreau în România, vreau în Bucharest, hai să găsim acolo un shop, you know? Și am găsit pe Pitcar, din Toronto, m-am uitat pe Google, am scris auto service, am vrut să văd ceva, am găsit vreo 10 locații. Și ți-ai okay? ai adus serviciul ăsta în România, nu? Am adus conceptul. Conceptul. L-am adus în România, el deja exista aici, Pitcar, din 2012. Dar lista asta de afaceri, care nu a fost niciuna bună, am ajuns la Pitcar pe ultimul loc, pe Barbu Cărescu, am zis, wow, like, era ca un diamant în nisip, like, you know, diamond in the dirt. Și am zis, asta este, Jeff, asta este. Și a zis, ok, Miles, make him an offer, buy the business, let's go. I'm like, really? He's like, yeah. I'm like, perfect. Și it was history. It was history. Cum? A fost history după aia. Like, ok. Istoria s-a făcut și... Și practic așa ai ajuns înapoi în România. Așa am ajuns înapoi în România. A fost o săptămână de evaluation, de market, like, am venit să văd, să studiez piața, să văd cum îmi place. Am descoperit Băneasa Mall. Am descoperit fete frumoase. Era să mori? Am descoperit Băneasa Mall. Băneasa. Da, Băneasa Mall. Am înțeles, era să mori. Nu. Zic, uite, bă, nene. Nu atunci. Nu. Și am descoperit fete frumoase, am descoperit oportunități. Wow, like... Wow, rai, ciucă! Și? Ai iubită? Iubită? Să fiu sincer, nu. Nu am, din cauza că nu am timp pentru așa ceva acum. Și de ce să am o fată? Câți ani ai acum? Când pot să am mai multe. Am 33. Ah, ai auzit, Ciucă, gândește exact ca tine. De ce să am o fată când pot să am mai multe? Da, da, vorbim de fete prietene, da. Știi, care puteți face chestii. De ce să mă mări cu una, să o mint că e iubita mea și eu fac alte chestii în spatele ei?
loialitatea pentru mine e foarte importantă. Și dacă nu vreau să asta, nu să fac asta. Okay. Numai ca să am o prietenă, știi? Perfect. Bun, și cum ți s-a părut lumea din România? Cum ai găsit România? Mi-aduceai ceva aminte? Totuși ai plecat când aveai 8 ani. Mi s-a părut puțin închisă la niște chestii vis-a-vis de educație, vis-a-vis de cum gândești, you know? Like, întotdeauna este un hate automat, fără să știi adevărul, da. După aia când afli adevărul, e ceva bun prieten al tău. Îți dă tot, așa bluza. Așa e la noi, te jură și apoi îți dă cămașa de pe el. Wow, și mi s-a părut, like, ok, dacă avem problema asta, haide să educăm puțin oamenii. Și de-aia m-am dus, eu de-aia sunt pe educațional, pe internet. Eu nu fac dance-uri și chestii, eu sunt pe, hey, ești tu versus tu în viață. Hey, e mai bine să zici bună ziua când vezi o persoană. Nu mai treci pe lângă unul, pe lângă altul, cap în jos, că nu vă vedeți. Hei, hei, bună ziua, poate e o persoană. Hei, hey, da, tu pe TikTok ai fost hei, hei, că barbării din cap până în picioare, barbării cap da. Sus. Tu n-ai barbării, barbării, pac, barbării, Rolex, ceas. Da, stai puțin, stai puțin. Adică acolo, practic, ca să intri în lumea asta a TikTok-ului, nu? Right. Dar după aia am avut foarte mare grijă ăla cu care vorbești tu de TikTok-ul ăla și am spus am asta. Dar știi ceva? Nu contează astea. Contează ce aici. În suflet. Corect. Și am spus asta în același video. N-am făcut altul. Da. Am vrut să fie, că o să fie, știam cum să fie viral. Nu știu cum. A fost crazy cum s-a întâmplat ăla. Am terminat ziua aia de filmat. Și eram la Arcul de Triumf cu cameraman. Și am spus, băi, like, mai am ceva de spus. Miles, ai filmat, am făcut poze. Hai să mergem, am terminat. Nu, mai pun acum, camera on. Ok, hai. Bum. Și am făcut magia. Și numele ăsta de crazy. TJ Miles de unde e? Miles Jordash e numele meu. By the way, m-a schimbat numele. Pentru că te chema în Constanța? Tiberiu Iordache. Eu sunt născut Tiberiu Iordache. Dar e greu când întâlnești unul Jack Harlow sau James Bond. Hey, my name is Tiberiu Iordache. What? Și ne știu? Tiberiu, uite, what? Așa mai bine, ok, hey, my name is Miles. Oh, hey, Miles. Gata, imediat se... Let's do business. Ok, și deci TJ? Deci m-a schimbat numele pentru asta. Deci Miles, deci Tiberiu Iordache, am făcut Miles. Miles is like a name de la basketball, că am jucat foarte mult basket. Da. Okay. Miles mi-a plăcut mult. Tiberiu e greu și lung, l-am făcut Tibi. Da. Iordache e ciudat, am pus J. Și mă chema și Ștefan. Okay. Dar am schimbat STFAN, am făcut STPHAN, cum e phone, PH, da. Phone. Stefan, right? Yeah. So Miles, TB, Stefan, Jordash sau TJ Miles sau Miles J. Am mai multe de astea. Bravo, și vreau să spun oameni că tu ești pasionat de muzică. Că sunt multe despre tine de povestit. Da, crazy. Iubești muzica. Iubesc muzica. Uite, look, I got the note. Da, o notă... Notă muzicală, nu știu că se vede, nu știu nota că aveți. Nota muzicală, da. Și am făcut-o asta acum, nu știu, 10 ani. Așa. Deci aici e nota muzicală. Ia, mamă, ia să vedem aici. Hai bine, lângă mine. Ia, stai, stai aici, dar stai să facem, să și înțelegem tatuajul. Deci aici, numai așa să vadă. Ia, deci aici e nota muzicală. Nota muzicală. Aici? Avem o mână care ține o chestie de bani, știi? Like, get the bag. Ok. It felt like, just get the bag, you know? Da. Get the bag. Versace, Gucci, Louis. Prada. That's the Freemason sign. It's a deep meaning. Nu sunt lumânari, nu cred în astea. Foarte da. la carte, știi ce zic? Da. That's the Pharaoh. Am două inimi, six side, două inimi, că am foarte multă dragoste în mine. Dar vezi cum sunt negre? Da. Cauza că într-un fel trebuie să vii cu cheia, să deschizi, să ajungi la ele. E greu, dar am două. Da, dar numai un pic. Cine inimile astea negre, nu știu dacă s-au făcut după ce te-a sărutat cineva cu roșu aici pe gât. Pentru că aici a venit cineva și a făcut... Da, una cu buze mari, știi? Da, și apoi? Avem așa, six side. Ai și Apple. Avem de Apple, because fiind a businessman, Apple a atins cifra de 1 trillion. Exact. 999 de bilioane, crazy. Avem așa, avem dice, avem the miles, the money. Toate au câte o semnificație și înseamnă ceva pentru tine. Everything. Care e cel mai important tatuaj? Presupun că ai zis bunica, nu? Bunica este familie. Aici am familia pe piept și alte chestii. Avem in God's hands, în mâna lui Dumnezeu. Avem pit car. Cel mai important este greu de spus, din cauza că avem loyalty and OTF, only the family and loyalty. Dar nu pot să spun că... Adică ce contează pentru tine familia, loialitatea? Like, exact, right? Trebuie să muncesc ca o carte să mă înțelegi. Că dacă aveam două tatuaje, ok, asta e bun, dar asta e favoritul meu. Da. Dar așa când am multe... Toate fac parte din viața ta. Exactly. Iar tu ești omul ăla, știi? Aș vrea să le spunem celor, dar vrei să facem un pic? Poți să văd cum ți-ar sta în sacou? Așa. Am puțin o seama că stăteam lângă tine, eu în sacou așa, eram un pic, ia să vedem cum ți-ar sta, businessman. Ia să vedem. TJ Miles. Nu mă uitam așa în televizorul ăla, eram cu sacoul ăsta care e de la Cove și era altă fel. No, bro.
Altă treabă? Perfect. Omul ăsta a muncit foarte mult ca să ajungă viral pe TikTok, dar de fapt povestea vieții lui, ați aflat-o un pic astăzi aici și o să mai afle lumea, yeah. Pentru că chiar ești foarte tare și ai muncit foarte mult. Thank you. Chiar am muncit. Și o să aflați multe despre mine la Survivor. Adică nu ești băiatul ăla de bani gata. Nu ești băiatul ăla care a plouat cu bani pe tine și gata. Nu, înainte de Rolex aveam 3-4 ceasuri înainte să am Rolex. Vorbim treptat, da. Tot e treptat. Înainte de diamante erau cubic zirconia. Înainte de aur era argint. Deci niciodată nu am sărit de aici, aici. Și mi se pare că oamenii care sunt din bani și au mulți bani, chiar, like, I feel bad for them, în cauza că nu apreciază banii. Exact. Nu apreciază banii. Eu apreciez totul ce am și apreciez să fiu aici cu tine. Și eu îți mulțumesc mult de tot, serios. Toată familia, you know? Ciucă, mi-am dat seama că noi avem o problemă. Ce problemă? Noi n-avem tatuaje sau ce? Nici tatuaje, nici... Nici ceasuri scumpe. Ok, lasă că ne facem noi mari. Lasă că creștem noi mari. Perfect, mai rămâi cu noi, nu? Da. Perfect, da. Ne întoarcem, avem buni. Rămâne după publicitate TJ Miles cu noi, pentru că o să vezi că avem un super muzician alături de noi. Îl cheamă Marius Mihalache, cântă la țambal. Și ce e cel mai tare, că omul ăsta a cântat la țambal la Scala din Milano. Este fabulos ceea ce face. Și o să vezi cum cântă Michael Jackson la țambal. Dar tu, pentru că ești pasionat de muzică, o să vreau să rămâi alături de noi. În câteva momente ne întoarcem. Poți să anunți tu exact așa cum fie modelul la Trezine în Canada. Rămâneți cu noi. Tu bagi în engleză. Dar stai că stric imaginea cu săpul ăsta. Așa, perfect. Hey guys, listen. Și tu zici perfect, eu zic în română și tu în engleză, pac, dar o faci așa cum să rămână oameni și ne întoarcem după publicitate. Yes. Big blană, pac, de la, be careful, yes. Okay, perfect. Imediat, pac, la măruță aici, tot. Okay. Acolo camera e a ta. Fii atent, tu de roșu. Guys, stay with us. We're gonna be right back in 5 minutes. La măruță, we got the guy playing the tambal, the Michael Jackson in Romania on the tambal. Stay with us. We'll come right back. 5 minutes. Don't go anywhere. Anywhere. Let's go, baby. Big blană, cap coadă.